Neața tuturor, stimați prieteni, stimați feroviari, vă spun tuturor, bine ați venit așadar aici, în gara CFR Craiova, unde chiar în imagine avem gara, da, care este chiar acolo. Și în afară de gară mai este trenul internațional, mai bine spus, Interregional 79, nimeni altul decât Budapest-Cheleti, Timișoara Nord, București Nord. Deci cam asta e. Aici ne aflăm, adică aici se află vagonul 3, fix unde am coborât puțin din tren ceva mai devreme. El de stat va sta vreo, cred că 11 minute, cam 12, dar el a ajuns timpuriu cu 3 minute. Deci el normal în mersul trenurilor are 9 minute de staționat. Asta însemnând că va pleca la ora cam pe la 4 și ceva, cred că. Da. Eu voi continua călătoria mai departe către București Nord, acolo unde mă va aștepta astăzi protestul sindicaliștilor feroviari de la Federația Sindicală a Transportatorilor. Și ceea ce vă invit la ora 10 să fiți alături de mine în Piața Victoriei din București, unde voi asista ca și martor pentru prima dată, sau mai bine zis ca și un pasionat feroviar, la acel protest. O să fiu pe fază și o să vă țin la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Dar până atunci, e important e să fim pasionați de trenuri, că e și o vorbă. Cu cât suntem mai mulți pasionați feroviari de, eu știu, cale ferată, tramvaie, trenuri, metrou și așa mai departe, cu atât mai mult ne regăsim. Cam asta e și ideea, că cum am mai spus-o mai demult și am avut dreptate, când vine vorba despre o pasiune de trenuri, e ca și cum te-ai regăsi, zicând, ca și cum te-ai simți acasă, adică mergând cu trenul o zi, două, poate trei, patru, hai să zic, patru n-am încercat, nici trei, dar două da. Deci două am încercat, adică pe un circuit, și cam asta o să și fac. Acum merg pe varianta Videle, iar când mă întorc, o să mă întorc cu 472 fiind Ișterul, care este la ora 17.45 și ajunge în Arad la ora 4.40 dimineața, deci 4.39 mai degrabă. Apoi am 348 fiind Interregio, care este Arad-București Nord. Da, bine, trebuie să și specific. El normal vine de la Viena, care e un vagon de dormit, dar bine, el se detașează de la 347 și se atașează la 348, la Arad. Ceea ce, da, poate sunteți unii din, nu știu, eu știu, pasionați, începători, care nu știți, n-ați știut, și cred că o informare de genul ăsta nu strică absolut deloc. Ne aflăm aici la linia 1, în minunata noastră capitală a Băniei. Deci, atenție, Craiova este o capitală a Băniei. Cum mai spun de aici, din Fruncea Oltenii. Bine, el o fi capitala Băniei, da, deci, ca oraș vorbind, Craiova e un, nu ca zice că neapărat e un oraș destul de ciudat. E un oraș destul de minunat, doar că nu prea am fost încă pe acolo, decât doar pe aici, prin tranzitare. Da, ce vreau să vă spun, am uitat să vă precizez, la tracțiunea trenului 79 avem trax 002 de Budapest-Ferencvaros. Deci 002 este clasa 480. Care, bine, el este de la MAV Start, MAV Start Hungary. Hungary înseamnă
Mai concret, cum ar fi la noi căile ferate române, doar că la ei e MAV Start. MAV vine de la Mogher Alovic Vașt, nu știu, ceva de genul, cred că. E, într-adevăr, e limba maghiară destul de grea, dar nu contează. Un aer destul de plăcut, o temperatură de, nici nu știu, hai să-i zic, vreo 12 grade, cam 12 după părerea mea, după o analiză, cam, bine, ea ca temperatură resimțită ar fi undeva la 10-11 grade, dar depinde de cum indică presiunea atmosferică, dar în aer, da, e destul de rece, într-adevăr, da? Nu e nici 11 grade. Măi, până aici, cu 79 denumit Muntenia, hai să-i zic Muntenia mai corect, nu știu, mie mi se pare o nume de tren interesant, Muntenia. Deci, foarte interesant. Fac un bilanț, ce mi-a plăcut până aici? Mi-a plăcut de la, hai să zic, între Timișoara Est și, bine, la mine toate mi-au plăcut, nu au existat pretenții de genul limitări sau viteză maximă. Da, puțin m-am amuzat între Craiova și Cernele Craiova, acolo la podul ăla, când, știți foarte bine, când vine vorba de joante, chestii, normal că acolo nu te mai lași de joante. Bun, nu o să stau nici chiar mult, pentru că poate rămân pe peron și nu vreau să rămân pe peron, deci, bine, n-am pățit încă, dar nu vreau eu. Asta e drept. Deci, haideți să fim serioși, un pasionat feroviar care e atras de trenuri, nu neapărat că e pasionat de trenuri, dar trebuie să ai și experiență în genul ăsta. Adică, de exemplu, dacă, să zicem, da, cum eu am, v-am mai spus în clipurile anterioare, cum eu am o deficiență vizuală, care, din păcate, nu pot să vă zic mai multe, dar, da. Deci trebuie să fiu foarte pregătit, adică nu numai eu, că și ceilalți. Un tren când se află în mișcare, adică când e pregătit să se afle în mișcare, primul lucru ce trebuie să faci? Stai pe trepte, aia e singura soluție până nu pleacă, ca să nu rămâi pe peron, care e cea mai bună soluție, pe care, bineînțeles, că eu singur am învățat soluția. Deci stai cu două picioare pe o treaptă, treapta de urcare. Treapta de urcare sau de coborâre a trenului. Apoi, cu o mână, eu știu, dreapta sau stânga, poziționat de bara de la ușă, deci până nu pleacă, deci asta ca să ne înțelegem. Și când auzim că pleacă, adică eu când aud fluierul sau claxonul mecanicului, atunci normal că nu mai stau nici pe trepte, pentru că nu e numai de asta, dar nu e de jucat. Adică, decât să, vorba aia vine, decât să cazi din tren, mai bine prefer să fiu precaut. Și exact asta am făcut totdeauna. Adică, nu mi-a plăcut, deci gândiți-vă, niciodată când trenul era în mișcare, nu mi-a plăcut să stau nici în ușă. Da, la capătul trenului e normal, într-adevăr, să stai între, adică nu între, că nici între conexiunea dintre cele două vagoane nu e ok, dar bine, dacă stai lângă, adică lângă despărțitorul ăla unde e conexiunea, da, nu e o problemă că mă pot ține de chestia aia, de ușa de la conexiune. Da, deci, adică ce înseamnă asta, ca să ne înțelegem? Asta între conexiune, adică asta pe plăcile alea. Bine, eu nu stau pe plăcile alea, știți? Adică eu stau pe, în mod normal, adică
Cu o mână mă țin exact ca cum aș ține de bara asta de la tren, adică cu o mână mă țin de chestia aia, adică așa și la conexiune, știți? Mă țin de chestia aia, mă fixez așa ușor ca să nu mă dezechilibrez sau asta, strâng un pic așa în mână, știți? Și așa nu am nicio treabă, adică ascult cum merge trenul. Bine, la mine există două moduri, fie de acolo, fie din compartiment. Dar din compartiment numai când s-o obosit. Dacă nu s-o obosit și... A, nu prea am chef așa să stau, aia e fraza pasiunii, soluția pasiunii. Să stau la despărțitorul de conexiune. Unde chiar acolo îmi place mie cum se aude foarte mult și... Ador, nu știu câți dintre pasionați ador joantele, dar eu unul cel puțin cam da, foarte mult. Deci la mine nu există linie reabilitată sau că n-ar fi joantă, dar tot pasionați suntem, normal, suntem oameni. Haideți să vă mai spun eu ceva și cred că nimeni nu a auzit de chestia asta. Asta ca să îi ajut și pe ceilalți. A fi un pasionat feroviar adevărat, nu, adică cum să vă spun, mai ales eu, nu am nicio o culoare de vreun operator sau de vreun, sau cum arată trenul respectiv. Din punctul meu de vedere, la mine orice tren e binevenit. Eu, cum am mai spus și într-un text, făcusem eu un text când, alaltă ieri, parcă, nu alaltă ieri, pe, după ziua mea. Ziua mea a fost pe, bun, haideți, dragii mei, că plecăm. Cu acestea fiind spuse, fie ca bunul Dumnezeu să vă ajute și atâta vreau să vă spun un singur cuvânt. Nu uitați, dragii mei, pasiunea feroviară e mult mai frumoasă decât orice. Un tren adevărat, dacă e să-l auzi în fiecare inimă în parte, acolo o să ajungă de multe ori. De câte ori ne regăsim, cu atât mai mult suntem feroviari, vorba vină. Fiind eu, dragii mei, dragi prieteni, de aici, de la gara Craiova, fie ca bunul Dumnezeu să vă ajute. Și v-am pupat să aveți o dimineață excelentă și o zi frumoasă, cu bunul Dumnezeu înainte. Thank you.